În această săptămână a fost dat startul celei de-a treia serii de tabere din cadrul proiectului Tineri în Acțiune. Taberele sunt organizate de sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor la așezământul Mănăstiresc Apostolache din județul Prahova. De această dată, beneficiarii sunt copiii din parohiile protoieriei Ilfov Sud. În cadrul programului se desfășoară activități catehetice și momente de rugăciune. De asemenea, copiii participă la ateliere creative și distractive. Totodată, în cadrul taberelor, se pune accentul pe activitățile în natură, cum ar fi drumețiile și exercițiile de orientare turistică. Printre obiectivele vizitate se numără Mănăstirea Vărbila, Mănăstirea Jărcălei și Crama Așezământului, unde copiii au învățat cum se produce vinul liturgic, precum și conacul Belu. Tot în cadrul taberei sunt organizate activități cultural-recreative, sportive și momente de socializare într-un cadru relaxant. Pe lângă toate acestea, se acordă o atenție specială dezvoltării personale a copiilor, iar aceștia află care sunt metodele de prevenire a bullying-ului. În activități sunt implicați activ și voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și profesori sau voluntari din localitatea prahoveană.